Bună, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este sâmbătă, așadar un nou clip pe canalul meu, un nou clip pentru voi. Este vorba de ceea ce mi-am cumpărat de la Primark și Marks & Spencer, practic un haul. Vă voi arăta fiecare produs în parte și bineînțeles voi afișa și prețul fiecărui produs. Am lângă mine aceste două punguțe. Da. Haideți să începem cu cea de la Primark. Voi începe cu primul articol, această pijamăluță. Da. Este din gama Disney, aceasta notă de la copii, este mărimea 11-12 ani, 152 de centimetri. Haideți să o desfacem. Are un material foarte fin la atingere, nici prea gros, nici prea subțire. Are designul acesta cu mini inimioare și mini aici într-o parte. Aceasta este bluzița și aceștia sunt pantalonii, același design cu inimioare și bineînțeles mini. Aceasta a fost undeva la 12 lire. Am luat-o de la copii. Mai departe, pentru stat în casă, acești pantaloni scurți cu acest design de la MTV. Mărimea pentru ei este XS și au fost reduși de la 6 lire la 3 lire. Par destul de confortabili. Au și un buzunar de în partea din spate. Se pot strânge aici cât de mult doriți. Ok. Mai departe, tricou, mărimea pentru el este XS, iar prețul 2,50 £. Ok. Un alt tricou cu Tom și Jerry. Mărimea este S și a fost 6 lire. Apoi, din nou un tricou pentru stat în casă. Mărimea S, tot 2,50 £. Ok. Am luat și două fețe din acestea de pernă. Pernă aceea dreptunghiulară. Dimensiunile sunt 74 de centimetri cu 48 și a fost 1,70 lire. Le voi desface. Este alb simplu.
din bumbac. Ok. Tot două fețe de pernă. Acesta un design ceva floricele cu verde. Aceleași dimensiuni. Și acesta a fost 2,50 lire. Haideți să vedem designul. Cam așa. Design floral cu verde. Apoi această fustiță, material ușor de vară, mărimea 36 sau UK 8. Aceasta fără reducere de la 8 lire la 4 lire. Așa arată și în spate. Am ales și acest accesoriu. Litera aceasta este îmbrăcată în perle și prețul acestuia 2 pound 2 lire. Da. Ok, haideți să trecem la punga de la Mark & Spencer.
Thank you.
pereche de pantalon de training. Este versiunea short, size 8. Este Marc & Spencer Collection. Nu. Iar prețul acestei perechi a fost de 15 lire. Este un albastru plăcut. Materialul bumba, bineînțeles. Nu este un material foarte gros. Perfect pentru sezonul de toamnă. De la ei am ales și această pijama. Da, cu tricou și pantaloni scurți. Ok, preț 12,50 lire, mărimea S. Haideți să desfacem. Aceștia sunt pantalonii. Da, designul acesta cu veverițe de toamnă, practic. Da, are un material finuț, lejer, subțire. Și tricoul așa arată. Da, deci mărimea S. Tot de la ei am ales și acest set, această bluză de training neagră simplă. Mărimea pentru ea este S, da, 8 36. Și prețul ei a fost de 25 de lire. Ok. Și pantalonii negru simplu, două buzunare. A fost o varianta short, numărul 36 UK 8. Marc & Spencer Collection. Okay. Și două articole de la AliExpress. Sunt două bijuterii. Primul este un cirac din acesta de perle, apoi acest lănțișor mai subțire și cel gros. Da, cam așa ceva ar veni. Prețul a fost destul de avantajos. Vă voi lăsa oricum prețurile afișate. Următorul și ultimul articol acesta. Aici.
Cam așa, ceva trebuie să vină strâns. Așa ceva. Voi lăsa oricum prețurile afișate pe ecran. Bun. Cam acesta a fost clipul astăzi. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe și like canalului meu. Așadar, ne revedem data viitoare cu un nou clip. Să aveți o săptămână minunată. Vă pup!